Bună seara tuturor, dragii mei! Vă spun un bun venit din nou la Străjerul și mă bucur că putem să fim din nou împreună pentru a studia din Cuvântul lui Dumnezeu și pentru a face tot ceea ce este drept și sfânt în aceste timpuri, pentru a ne pregăti, pentru că Dumnezeu este gata să vină. Cuvântul lui Dumnezeu va pleca în seara aceasta către casele noastre și către inimile noastre. Dragii mei, să vă deschideți inima să primiți Cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă Cuvântul lui Dumnezeu face bine. Cuvântul lui Dumnezeu dă viață. Cuvântul lui Dumnezeu formează caractere. Cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să fim oameni după voia Sa. În aceste timpuri este nevoie ca oamenii să-L caute mai mult pe Dumnezeu. Este nevoie în aceste timpuri ca oamenii să facă în așa fel încât să-și ființească viața cât de repede posibil, căci timpul este foarte scurt. Este timpul, dragii mei, să avem o viață curată și plăcută. Vă spuneam și dățile trecute că noi, ca copii ai lui Dumnezeu, suntem chemați să stăm deoparte pentru o vreme. Suntem chemați pentru o vreme ca să facem ceea ce este drept și ceea ce este curat. Dumnezeu spune, nu vă atingeți de nimic ce este necurat și să fiți sfinți, fiindcă Dumnezeu va pedepsi lumea aceasta care este înclinată către păcat, care este înclinată să se întineze din ce în ce tot mai mult și tot mai rău. Vedeam zilele acestea, dragii mei, și mai ales era un videoclip publicitar cu privire la gongănile acestea care se pun în alimente și eu n-am știut că făina de aceste gongănii este folosită chiar de ceva ani buni. Și spunea în videoclipul acesta publicitar care făcea publicitate la această făină că este băgată de ani de zile în grisine, în stixuri, în ciocolate, ca să-i dea gust. Este băgată în alimentele integrale și în tot felul de lucruri. Dragii mei, a ajuns timpul acela care spune Dumnezeu că fiecare să-și aibă o bucată de pământ, fiecare să cultive, să pregătească și să facă ceea ce este drept. Credeți, dragii mei, cei care locuiți și cumpărați, de unde cumpărați, că puteți să vă sfințiți, puteți să vă păstrați curați înaintea lui Dumnezeu? Credeți că puteți ca prin trupul vostru și prin viața voastră să sfințiți pe Dumnezeu? Credeți că puteți lăsa ca trupurile voastre să fie temple ale Duhului Sfânt? Credeți voi lucrul acesta? Să ajute Bunul Dumnezeu să înțelegem că tot ceea ce se poate face trebuie făcut așa cum este drept și corect cerut de Dumnezeu. Dacă nu vom căuta în timpurile acestea să ne sfințim și să ne curățim, Duhul Sfânt nu va putea să coboare peste oamenii care sunt întinați, peste oamenii care nu se sfințesc, peste oamenii care nu se curățesc. Putem noi să facem săptămâni și zile de rugăciune. Putem noi să ne rugăm pentru coborirea Duhului Sfânt 10 zile, 20 de zile, 30 de zile și așa mai departe, căci Duhul Sfânt nu va coborâ dacă nu suntem pregătiți. Duhul Sfânt nu vine la cererea noastră și vine când vede că viața noastră este curățită, când vede că viața noastră este sfințită. Dumnezeu ne cheamă mai înainte de toate să ne sfințim viața. Domnul Iisus le spune ucenicilor, rămâneți în cetate și veți primi o putere de sus. Și apoi să fiți martori în Ierusalim, Samaria, Iudeia, Samaria și până la marginile pământului. În perioada aceasta, Dumnezeu declară că ucenicii
nu stăteau să ceară Duh Sfânt și spune că ei cereau la Dumnezeu să elimine diferențele, să elimine întâietățile acestea pe care și le predideau fiecare. Și când ei au început să elimine diferențele, când ei au început să-și dea întâietate unui altuia, nu ei să fie întâi mai presus de toate, când ei au început să-și recunoască păcatele unii altora, când ei au început să se umilească unul față de celălaltul, Duhul Sfânt a venit în măsură bogată și deplină peste ei. Duhul Sfânt a fost cel care i-a luat în stăpânire, i-a condus și i-a călăuzit de a făcut aceea mare lucrare. Să știți, dragii mei, că Duhul Sfânt nu va veni dacă nu vom fi curățiți și fizic și spiritual, până când copiii lui Dumnezeu nu se vor elibera de orice întinăciune, nu numai a minții, și a cărnii și sângelui. Dumnezeu vrea niște oameni pe care să-i sigileze, să fie curați minte și trup. Și apoi Duhul Sfânt va coborâ. Dar dacă vom locui în societatea aceasta, dar dacă vom locui în mijlocul lor, dar dacă vom mânca ce mănâncă ei, dacă vom bea ce beau ei, nu vom putea să fim sfințiți și curățiți și pregătiți pentru revărsarea Duhului Sfânt. Haideți, dragii mei, în seara aceasta să ne rugăm. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem. Să înțelegem ceea ce este drept, ceea ce este corect. Să înțelegem timpurile în care trăim și tot ceea ce trebuie să facem. Mă voi pleca pe genunchi și vă rog să mă însoțiți în rugăciune. Bunule Tată care ești în ceruri, venim înaintea Ta la picioarele Tale. Să-ți mulțumim că ne iubești, să-ți mulțumim că ești Dumnezeul nostru, să-ți mulțumim că te îngrijești de nevoile și de problemele noastre, să-ți mulțumim că ești alături de noi. Te rog din toată inima să ne ierți, să ne curățești prin sânge și mirele Tău de tot ce ne facem vinovați înaintea Ta, să curățești viața noastră, să îndepărtezi orice păcat. Ajută-ne să te slujim și să ne pregătim în felul pe care Tu-L ceri, la minte și la trup. Te rugăm să cobori în seara aceasta peste noi prin Duhul Tău cel Sfânt, ca El să fie Cel ce călăuzește și controlează viața noastră în mare măsură, El să pună gânduri curate și cuvinte potrivite. Te rugăm pentru planul nostru de misiune să le ducem la îndeplinire, Tu să lucrezi și să ne deschizi multe căi. Te rugăm, Tată, pentru lista noastră de rugăciune pe care o predăm în mâna Ta cu probleme și nevoile lor și Tu să le rogi după cum găsești cu cale, dar te rugăm, mântuiește, salvează aceste suflete. În numele Domnului Iisus Hristos, acestea. Amin. Dragii mei, slăviți să fie Dumnezeu pentru toate binecuvântările pe care ne le pune la dispoziție. Vreau să vă reamintesc că proiectul nostru pentru tipărirea tragediei veacurilor și Sfintele Scripturi rămâne deschis pentru toți aceia care vor să se implice în lucrarea lui Dumnezeu. Vă aștept cu drag, dragii mei, să ne implicăm cu toții, să lucrăm. Este mare nevoie, sunt suflete care așteaptă o mână de ajutor din partea noastră să le arătăm calea și drumul către ceruri, către Dumnezeu. Sunt suflete care așteaptă să găsească mântuirea. Sunt suflete care așteaptă și caută din toată inima să se întâlnească cu Dumnezeu. Drumul care duce către ceruri are nevoie de călăuze. Dumnezeu spune, voi sunteți călăuze. Voi sunteți martorii mei. Noi trebuie să facem în așa fel încât, dragii mei, ca Evanghelia lui Dumnezeu să meargă până la margele pământului. Evanghelia lui Dumnezeu să lumineze tot pământul. Evanghelia lui să fie de mărturie la toate neamurile și la toate națiunile. Dacă fiecare am lucrat pentru țara lui și pentru poporul său, dacă fiecare dintre noi ne-am implicat și am grăbit lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu ar fi dispus să reducă și să scurteze zilele ca să se încheie lucrarea
și cei credincioși să meargă acasă și să fie așezați la locul unde li l-a pregătit Dumnezeu. De aceea vă spun, haide să ne implicăm cu toții, haide să tipărim aceste cărți, haide să facem tot ce ne stă în putință ca lucrarea lui Dumnezeu să nu dea înapoi. În seara aceasta, dragii mei ascultători, vom discuta despre desacralizarea sabatului și pregătirea pentru onorarea duminicii. În seara aceasta aș vrea să vorbesc în mod special pentru poporul lui Dumnezeu, dar vorbesc și pentru ceilalți ca să înțeleagă căci nu va fi mântuire fără semnul lui Dumnezeu de sfințire. Nu va fi mântuire fără sabat. Nu sabatul mântuiește, dar sabatul este semnul lui Dumnezeu de autoritate, de proprietate, de stăpânire, de dădător al vieții, de creator, de executor al tuturor lucrurilor. Dumnezeu este și fără El nu se poate, fără ștampila lui Dumnezeu, fără sigiliul lui Dumnezeu, fără ascultare de Dumnezeu, nimeni nu va putea să fie mântuit. E foarte important lucrul acesta. Am explicat de multe ori și vreau să o explic și în seara aceasta, că sabatul are o conotație și o importantă mult mai mare decât am înțeles-o noi sau decât o trăim noi sau de cum păzim și în ce fel ne raportăm noi la aceste lucruri. Fiindcă vreau să vă spun, dragii mei, dacă sabatul nu este adus la sacrul pe care Dumnezeu l-a pus deoparte, dacă nu este dus la sfințirea pe care Dumnezeu a aranjat-o, dacă nu are rolul pe care Dumnezeu l-a așezat în această zi sfântă, știți ce se va întâmpla? De bună voie și nesiliți de nimeni, vom fi șelați și amăgiți și vom renunța la el în favoarea zilei de duminică. Vreau să vă spun că sâmbătă seara, primesc un mesaj pe Messenger de la cineva. Bună seara, pacea Domnului, frate Liviu. Eu sunt în America, eu acolo am slujit ca prezbiter de ani buni la o biserică și stăteam în chirie, alte culte în biserica lor și la un moment dat ne-am hotărât să cumpărăm o biserică, o clădire. Au cumpărat o biserică mare, catolică, care nu mai era nimic, când era închisă. Și la un moment dat vede un anunț în ziar și spune că păstorul bisericii a declarat că cu greutate, cu costuri, cu suferințe și cu multe alte lucruri s-a cumpărat acea biserică, dar după ce ea se va pune în mișcare, acolo se vor face servicii divine, duminica, eucaristice și ecumenice, adică cu mai multe religii la un loc și fiecare să-și dezbată problemele lui și tot să se înțeleagă în Hristos, fiindcă euharistia și ecumenismul sunt niște lucruri importante. Și până la urmă omul acesta a plecat de acolo, a depus o plângere și așa mai departe și nimeni nu i-a luat în seamă nimica. Cei care desacralizează lucrurile lui Dumnezeu, în curând vor ajunge să accepte duminica ca zi de închinare. Deja unii păstori încep să formeze biserica. Deja biserica poporului lui Dumnezeu este pregătit în mare măsură, cel puțin 90% din poporul lui Dumnezeu este pregătit să se închine în curând duminica. Dumnezeu mai întârzie puțină vreme să se trezească. Dar eu vreau să vă spun că dacă nu vom lua în serios aceste lucruri, poporul lui Dumnezeu va renunța la sabat și se va închina duminica într-o formă de negândire și de neimaginat pe care noi astăzi nu realizăm, dragii mei. Noi nu realizăm astăzi. Nu realizăm.
lucrul acesta. Haideți în seara aceasta să desfacem Sfintele Scripturi, să vedem ce spune Sfânta Scriptură și apoi vom procede la prezentarea din seara aceasta. Exodul 16 cu 23 spune: și Moise le-a zis, Domnul a poruncit așa, mâine este ziua de odihnă, sabatul închinat Domnului, coaceți ce aveți de cop fierbe, ce aveți de fiert și păstrați până a doua zi dimineața tot ce va rămâne. Câți dintre noi mai facem astăzi din ziua de pregătire, care este vinerea, o zi a pregătirii? Câți dintre noi ne punem deoparte ca ziua pregătirii să fie zi de pregătire? Alții spun, stai domne puțin că trebuie să lucrezi 6 zile și ziua 7-a să te odihnești. Să lucrezi 6 zile. Dar 5 zile îți faci lucrul tău și ziua 6-a tot lucrul tău în vederea pregătirii pentru sabatul lui Dumnezeu. Și în ziua de pregătire mulți dintre noi suntem angrenați și bine așezați și definiți într-un angrenaj atât de bine împletit cu societatea, încât noi nu facem pregătirile necesare pentru sabatul lui Dumnezeu. Mulți dintre noi lucrăm până târziu, aproape până în apusul soarelui. Mulți dintre noi spunem că dacă am ajuns acasă cu un sfert de oră înainte de apusul soarelui, mi-am făcut baie și m-am aranjat puțin, eu m-am pregătit pentru sabat. Nu, dragul meu! Păzirea sabatului lui Dumnezeu se face încă de pe timpul săptămânii, cu o pregătire riguroasă. În ziua pregătirii înainte de sabatul trebuie să fie o pregătire extraordinară pentru a intra în odihna lui Dumnezeu. De aceea noi de multe ori ne oprim cu câteva minute sau cu o oră înainte de apusul soarelui ca să intrăm în odihna sabatului, dar nu intrăm în odihna lui Dumnezeu absolut sub nicio formă. Majoritatea poporului lui Dumnezeu care se luptă să țină sabatul la literă și nu la spirit, sunt corupți, sunt pregătiți, sunt copți pentru a trece și a face o schimbare de curând la ziua întâia săptămânii. Apoi cuvântul Dumnezeu în Exodul spune așa: după ce te-ai pregătit și ai făcut toate aceste lucruri, spune că vei strânge timp de 6 zile mana aceasta, dar în ziua 7-a, care este sabatul, nu va fi. Să nu ieșiți după ea, că nu este. Trebuia să strângă măsură dublă înainte. În ziua 7-a, unii din popor au ieșit să strângă mană și n-au găsit. Atunci Domnul a zis lui Moise, până când aveți de gând să nu păziți poruncile mele și legile mele? Dumnezeu spune: și voi de multe ori vă opriți din munca fizică, dar gândul vostru este după mană, după alergare, după plăceri, după căutări, după multe lucruri. Dumnezeu zice, aveți timp 6 zile să alergați după ele, lăsați ca mintea voastră să se conecteze cu Dumnezeu. Până când aveți de gând să nu păziți poruncile și legile mele, spune Dumnezeu? Oare n-au lucrat și părinții voștri în același fel, spune Numeri 13 cu 18? Oare nu din pricina aceasta a trimis Dumnezeul nostru toate aceste nenorociri peste noi și peste cetatea aceasta și voi aduceți din nou mânia lui Dumnezeu împotriva lui Israel, pângărind sabatul? Oare nu din lucrul acesta s-a întâmplat cu poporul Israel? Și noi ce facem? Aducem din nou mânia lui Dumnezeu? Facem din nou aceste lucruri? Ieremia 17 cu 21 la 23 spune: așa vorbește Domnul, luați seama în sufletele voastre să nu purtați nicio povară în ziua sabatului, să nu aduceți înăuntru pe porțile Ierusalimului. Auziți ce spune Dumnezeu, dragii mei? Nu știu câți dintre dumneavoastră v-ați gândit vreodată, de multe ori poate citiți și studiați lucrul acela care spune să n-aduci nimic pe porțile tale și să nu scoți nimic. Că apoi spune în 22 să nu scoateți din casele voastre nicio povară în ziua sabatului, să nu faceți nicio lucrare, ci sfintiți ziua sabatului, cum a poruncit părinților voștri. Ne gândim doar la poverile fizice. Dar Dumnezeu spune, luați seama în sufletele voastre,
în inimile voastre, în conștiința voastră, să nu purtați nicio povară. Dumnezeu ne-a lăsat clar cum trebuie să ne eliberăm de poveri, de poverile fizice, dar și de povara sufletului nostru, a minții noastre, a gândirii noastre, să ne eliberăm de amândouă lucrurile, să ne eliberăm, dragii mei. Eu sunt sigur că mulți dintre noastre, sau poate niciunul din cei care sunteți aici, nu ați citit cu atenție acest verset. Că să nu purtăm în sufletele noastre nicio povară, nicio lucrare pe care o facem în altă zi, să nu o avem în mintea noastră și în inima noastră. Și spune că ei nu au ascultat și n-au luat aminte și și-au înțepenit gâtul ca să n-asculte și să nu ia învățătură. Apoi le-a zis Domnul, sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Noi spunem, stai puțin că s-a schimbat, stai că s-a inversat, ba nu mai e că a fost pentru evrei. Ba... Dragii mei, Domnul Iisus Hristos spune, sabatul a fost făcut pentru noi, nu noi pentru El. Dumnezeu l-a creat pe om și apoi a creat sabatul și l-a dat ca să-l sfințească și să-l păzească. Și să nu poarte nicio povară, nici fizică, nici sufletească, nici mentală, să nu se umble la nimic. Și Dumnezeu spune, ați desacralizat sabatul în vederea pregătirii pentru onorarea duminicii, pentru onorarea zilei întâi a săptămânii. Sunteți pregătiți pentru a schimba sigiliul lui Dumnezeu cu semnul fiarei. Sunteți gata. Dacă vă uitați cu atenție și verificați și vedeți că sabatul nu este sacru, nu este sfânt, nu este eliberat de poverile acestea fizice și spirituale, înseamnă că este o problemă în care trebuie să o rezolvați rapid pentru ca să nu cădeți în patima schimbării semnului lui Dumnezeu. Vor veni, dragii mei, mesaje din partea duhurilor rele. Duhurile rele mai înseamnă și oamenii care sunt slujitori lui Satana, care sunt conduși foarte ușor de Satana. Ei vor declara că Dumnezeu i-a trimis pentru a-i convinge de greșeala lor pe toți aceia care resping prima zi a săptămânii, care resping duminica. Ele vor susține că legile țării, că legile bisericii, că legile oamenilor trebuie respectate mai mult sau întocmai ca legea lui Dumnezeu le vor pune pe aceeași categorie și nivel. Cineva comenta asta și spunea că sabatul și cu duminica este pe picior de egalitate, sunt două zile de odihnă pe care Dumnezeu le-a lăsat. Una a mers o parte și jumătate din timpul societății și istoriei și cealaltă invers. Amândouă au aceeași valoare, e egală înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, aceste duhuri vor deplânge marea nelegiuire din lume și vor susține mărturia învățătorilor religioși. Cum că starea de degradare morală este cauzată de desacralizarea duminicii. Nu va fi furia stârnită împotriva acelora care vor refuza să accepte mărturia lor. Așa credem unii dintre noi. Dar va fi foarte mare împotriva tuturor acelora care nu vor accepta mărturia lor. Demnitarii bisericii și ai statului se vor uni ca să mituiască, ca să convingă sau să silească toate clasele de oameni pentru a onora duminica. Lipsa de autoritate divină va căuta să fie înlocuită prin acte opresive pe zi ce va trece timpul acesta. În timp ce biserica este condusă spre slujire, ce este condusă să sprijine o lege duminicală, conducătorii intenționează să exercite o influență a lor unită pentru ca ea să obțină un amendament religios la constituțiile tuturor țărilor și să silească biserica să țină duminica în locul sabatului Dumnezeu.
Când are loc lucrul acesta? Când tu asculți de cei care îți poruncesc că nu contează cum te închini, ci doar să crezi. Când tu asculți, atunci înseamnă să te închini lor, ci nu lui Dumnezeu. Că nu contează cum te închini, ci doar să crezi. Și lucrul acesta pentru ei înseamnă că tu te închini lui Dumnezeu în timp ce tu știi că nu există niciun cuvânt în Biblie care să fie arătat, care să demonstreze, care să susțină așa ceva. Și tu vei consimți a primi semnul fiarei și să refuzi sigiliul lui Dumnezeu care să te pună deoparte pentru împărăția lui Dumnezeu. Dacă noi primim acest semn pe frunțile și pe mâinile noastre, știți ce se întâmplă, dragii mei? Judecățile lui Dumnezeu vor fi pronunțate asupra celor neascultători. Vor cădea cu siguranță și asupra ta, și asupra mea, și asupra noastră tuturor. Noi nu trebuie să ne străduim în aceste timpuri, să fim pe placul acestor oameni, să fim pe placul societăților care își vor folosi această influență pentru ca să suprimeze libertatea religioasă și pentru a pune în aplicare măsuri opresive care să ne îndemne sau să ne oblige ca membrii să respectăm duminica în locul sabatului. Fiindcă prima zi a săptămânii nu este o zi care să fie respectată. Ea este un sabat fals, iar membrii familiei Domnului nu pot fi alături de cei care preamăresc această zi și ne socotez legea lui Dumnezeu prin desprețuirea sabatului său. Dragul meu, poporul lui Dumnezeu din aceste timpuri nu trebuie să voteze instalarea unor asemenea oameni în posturile înalte ale bisericii, în posturile înalte ale societății. Cuvântul lui Dumnezeu spune în cartea evenimentelor ultimor zile, la pagina 127, că pentru că dacă noi procedăm în felul acesta, vom deveni părtași la păcatele pe care le vor înfăptui în timpul mandatului lor. Vom fi vinovați înaintea lui Dumnezeu în egală măsură cu cei care vor înfăptui aceste lucruri. Nădăjduiesc în aceste timpuri, dragii mei, că trâmbița care trebuie să dea un semnal clar va da un sunet lămurit cu privire la această problemă pentru onorarea duminicii. Nu numai că vom avea voie să depunem o muncă fizică duminica, ci va trebui să recunoaștem în cugetul nostru că duminica este sabatul. Mulți vor zâmbi și mulți zâmbesc când aud aceste lucruri și nu cred și nici nu vor crede când li se spun aceste lucruri că duminica urmează să fie impusă lumii și o lege va fi obligatorie păzirea ei. Noi trebuie să o vedem și mai ales generația noastră o va vede împlinindu-se. Tot ceea ce Dumnezeu a spus despre viitor se va întâmpla tocmai în curând. Niciun lucru nu va cădea din ceea ce a spus el. Creștinii din generațiile trecute au păzit duminica, crezând că făcând astfel ei păzesc sabatul biblic. Și astăzi mai există creștini adevărați în fiecare biserică. Și spune Dumnezeu că inclusiv în cea romano-catolică, care cred cu sinceritate că duminica este sabatul rânduit de Dumnezeu, Dumnezeu va primi sinceritatea și integritatea lor față de El, dar Dumnezeu nu va primi și va privi ca trădare pe cei care astăzi păzesc sabatul, dar îl desacralizează și se pregătesc în vederea onorării primei zile a săptămânii, duminica. Dumnezeu îi va respinge și îi va refuza și Duhul Lui nu îi va sigila pentru ceruri. Fiindcă atunci când păzirea duminicii va fi impusă prin lege, iar lumea aceasta toată va fi edificată cu privire la obligația păzirii adevăratului sabat, știți ce se va întâmpla atunci? Toți cei care vor călca porunca lui Dumnezeu pentru a asculta de hotărârea aceasta, care nu are nicio autoritate mai înaltă decât cea a Romei, vor onora prin aceasta
papalitatea mai presus de Dumnezeu. Și toți aceia care vor face lucrul acesta vor aduce cinste Romei, vor aduce cinste puterii ei care impune instituția rânduită de Roma, închinându-se fiarei și chipului ei. Dumnezeu spune că noi trebuie să avem mare grijă, scuzați-mă, dacă noi lepădăm instituția pe care Dumnezeu a declarat-o ca semn al autorității ei, dacă noi cinstim în locul ei ceea ce Roma a ales ca semn al supremației ei, prin aceasta acceptăm semnul supunerii față de semnul fiarei. Și lucrul acesta, dragii mei, nu se va produce până când situația nu va fi prezentată clar înaintea noastră. Iar noi vom fi pus să alegem între poruncile lui Dumnezeu și poruncile omenești. Și în momentul acela, cei care vor continua în nelegiuire vor primi semnul fiarei, care astăzi desconsideră sabatul, care astăzi îl desacralizează, care astăzi continuă în nelegiuire, vor primi semnul fiarei. Vom vedea mai departe ce înseamnă nelegiuirile, ce înseamnă desacralizarea sabatului, ce înseamnă neascultarea față de Dumnezeu. Dumnezeu spune că deja a început să se constituie două grupe. Cei care primesc semnul fiarei și cei care primesc sigiliul lui Dumnezeu. Neghina și grâul în curând nu vor mai rămâne amestecate. Dumnezeu începe să le separe. Cuvântul lui Dumnezeu spune, dragii mei, că în finalul controversei întreaga creștinătate va fi divizată în două clase mari. Cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința în Iisus și cei ce se închină fiarei și chipului ei și vor primi semnul ei. Fiindcă biserica și statul își unesc în aceste timpuri puterea pentru a constrânge pe toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, care sunt gata să primească semnul fiarei. Totuși, poporul lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, nu aceea dintre ziduri și aceea care este scrisă în cartea vieții, nu îl va primi, dar restul va primi. Cei care au religia adevărata Bibliei vor renunța la dorințele lor în fața voinței lui Dumnezeu. Vor renunța prin ascultare de legile drepte ale lui Dumnezeu. Ei se vor așeza sub steagul, sub drapelul însângerat al prințului Emanuel. Ei vor recunoaște, dragii mei, că sunt sub controlul stăpânului atât al inteligențelor pământești cât și al celor celești. Cuvântul lui Dumnezeu spune că aproape la fiecare întrunire, sabatul instituit de Dumnezeu este tot mai înjosit, în timp ce duminica este în aceeași măsură înălțată. Această sărbătoare păgână a ajuns să fie onorată ca o instituție divină, în timp ce sabatul lui Dumnezeu, sabatul biblic, este declarat ca o reminiscență a iudaismului, iar păzitorii săi sunt anatemizați. Duminica, dragul meu, este în general o zi de ospăți și de satisfacerea plăcerilor, dar Domnul dorește ca poporul lui să dea lumii un exemplu mai înalt, mai sfânt, dar poporul lui Dumnezeu a făcut din sabat tot o zi de ospăți și de satisfacere a poftelor, la fel ca și ziua de duminică, la fel ca și ziua întâia săptămânii. Ei desacralizează sabatul pentru că ei nu vor să se elibereze de poverile sufletești, de poverile mentale și spirituale. Ei nu vor ca să facă așa cum cere Dumnezeu din ziua pregătirii, din săptămână, zile în care să se pregătească, să se sfințească și să fie gata pentru a intra în odihna lui Dumnezeu. Haideți să vedem, dragii mei, ce ne spune Dumnezeu și ce ne arată Dumnezeu, ce înseamnă să sfințești sabatul și ce înseamnă să-l desacralizezi și cei care desacralizează sabatul sunt gata, pregătiți pentru semnul fiarei. Și Dumnezeu spune că în ziua de sabat, familia trebuie să se dedice în mod solemn lui Dumnezeu. Porunca îi include pe toți cei din toate casele noastre. Toți locuitorii casei noastre, tot ce este sub acoperișul caselor noastre, să-și lase treburile trecătoare.
să se angajeze în studiul în timpul orelor sfinte. Toți trebuie să se unească pentru a slăvi pe Dumnezeu prin slujire plină de bucurie în ziua lui cea sfântă. Haideți să vă mai spun încă ceva, să vedeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, care m-a uimit zilele acestea în studiu pregătirii acestei teme. Să vedeți cum Satana pregătește pe poporul său, pe poporul lui Dumnezeu în mare parte, nu pe tot, că biserica lui Dumnezeu nu va cădea. Poporul va cădea, dar biserica nu va cădea. Ea va rămâne în picioare. Și majoritatea poporului, peste 90%, să-mi fie cu iertare dacă nu va sări chiar la 99% și doar 1% din poporul lui Dumnezeu care este astăzi va rămâne în picioare. Și Satana a lucrat atât de mult și lucrează contra poporului Dumnezeu. Și îl face ca să nu mai meargă dis de dimineață în revărsatul zorilor să se închine lui Dumnezeu. A știut Satana să pregătească calea, să distrugă cei mai important. Dimineața se făcea ora instructorilor, apoi se făcea la 8:30 ora de rugăciune, 9:30 era școala de sabat, 10:30, apoi se făcea pauza și de la 11 la 12 era serviciul divin. Și cuvântul lui Dumnezeu spune așa, dragul meu, dimineața în revărsatul zorilor, familia să se strângă fără zgomot în jurul mesei în sabat. Hrana să fie simplă, hrana să fie gustoasă și totodată deosebită de aceea, de cea pregătită în fiecare zi a săptămânii. Mulți dintre noi postim în sabat, facem o greșeală totală. Fiindcă Dumnezeu spune că postul nu se ține în sabat, postul se ține în celelalte 6 zile. Sabatul trebuie să fie o zi de bucurie și de fericire și de sfințire a lui Dumnezeu. Familia trebuie să mănânce împreună. Familia trebuie să aibă mâncare gustoasă, să fie pregătită deosebit, să fie simplă și gustoasă față de celelalte zile ale săptămânii. Câți dintre noi în revărsatul zorilor lenevim în pat? Câți dintre noi în revărsatul zorilor nici nu ne interesează, ne sculăm la 10, ne sculăm la 11, ne sculăm la 12? Și Dumnezeu spune că în revărsatul zorilor familia trebuie să se strângă fără zgomot în casa lor, la mesele lor și să mănânce. Apoi să se facă altarul familiei, dacă unii pot să-l facă înainte, să-l facă înainte, dacă nu după masă. Aceasta trebuie să fie un serviciu de închinare la care să poată lua parte cu toți, bătrâni și copii. Am rămas surprins că nu spune că sapa de dimineață să fugi neapărat la biserică. Fiecare să aibă Biblie și fiecare să citească un verset sau două și să-l studieze. Apoi să se cânte imnuri simple, urmat nu de rugăciuni lungi și obositoare, ci să se facă o rugăciune scurtă și simplă, ci de o cerere simplă care să-i spună Domnului în modul cel mai simplu nevoile lor și să exprime mulțumire pentru milă și pentru binecuvântarea lui Dumnezeu. Cei care vor să se roage lung, să se roage singuri, dar în familie, la biserică, în public, Dumnezeu interzice rugăciunile lungi. Spune că cei care se roagă lung, am rămas surprins de cuvântul lui Dumnezeu, spune că sunt ucigași de suflete. Haideți să vedem mai departe ce spune Dumnezeu cu privire la sabatul lui Dumnezeu pentru a fi sacru înaintea noastră. Hainele familiei și a copiilor să fie spălate de pe timpul săptămânii. În ziua de pregătire să fie pregătite. Vinerea trebuie să fie aranjate de ei. Și copiilor să-și aranjeze hainele sub îndrumarea mamei, pentru ca în sabat să se poată îmbrăca repede, fără confuzie, fără grabă sau fără îndemnuri repezite. Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, câți dintre dumneavoastră care aveți copii, spuneți, nu îl deranjez, că e mic, e
e de noapte și se întâmplă lucrurile acestea. Dumnezeu spune că copiii dimineața, înainte de revărsatul zorilor, să se îmbrace repede, fără confuzie, fără grabă, fără îndemnul repezi. Hai, 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 repede, hai că mergem la adunare, hai că ne grăbim repede, hai că pierdem, hai că întârziem. Și Dumnezeu spune, îmbrăcați-vă voi și copiii voștri, apoi veniți la masă cu seriozitate. Nu trebuie să mergi în sabă la masa ta îmbrăcat în pijamale, în izmene, în dordonele și în tot felul de lucruri, fiindcă este o zi sfântă. Pentru că aceste lucruri mărunte, pentru că aceste lucruri mărunte nu sunt făcute încă de vineri, spune cuvântul Dumnezeu. Membrii multor familii își caută hainele dezordonate, își dau cu cremă, își lustruiesc ghetele și pantofii sau își repară hainele descusute în sabat și desacralizează sabatul lui Dumnezeu, pregătindu-se în vederea onorării primei zile a săptămânii, primind sigiliul, semnul fiarei în loc de sigiliul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune că copiii săi trebuie să-și aducă aminte de ziua de sabat ca să o sfințească. Și spune că dacă copiii lui Dumnezeu nu fac lucrul acesta, ei transformă sabatul într-o zi de ospăți, într-o zi de distracție în care să se gătească, să se lustruiască ghete sau să se facă orice altă lucrare care ar fi trebuit să fie făcută. În cele 6 zile de lucru, toate acestea îl dezonorează pe Dumnezeu. Nu îl dezonorați pe Dumnezeu coborând sfințenia sabatului la nivelul zilelor obișnuite de lucru, fiindcă orele de sabat trebuie să fie petrecute în rugăciune solemnă, în rugăciune fierbinte, în rugăciune plină de recunoștință la adresa lui Dumnezeu. Sabatul nu trebuie să fie o zi posomorâtă, nu trebuie să fie o zi obositoare, nu trebuie să fie o zi împovărată de poverile sufletești și fizice. Dumnezeu spune că în sabat părinții să-și împlimbe copiii în păduri sau în grădinile de flori pentru a învăța că Dumnezeu le-a dat aceste lucruri minunate ca o experiență a dragostei sale. Cuvântul lui Dumnezeu spune că zgomotul și cearta n-ar trebui să fie permise în nicio zi a săptămânii, cu atât mai mult în sabat. Ea trebuie să domnească cu o liniște deplină. Poruncile aspre nu trebuie să se audă niciodată, iar în sabat prezența lor este cu atât mai mult nepotrivită. Fiindcă această zi, ea este o zi sfântă a lui Dumnezeu, este o zi pe care El a pus-o deoparte, este o zi ca aducere aminte a lucrării sale creatoare, este o zi pe care El a sfințit-o pentru om. Sabatul trebuie să fie făcut atât de interesant pentru familiile noastre, încât sosirea Lui să fie întâmpinată de toți membrii familiei cu bucurie. Mai departe, cuvântul lui Dumnezeu spune, dragul meu ascultător, părinții nu pot înălța și nu pot onora sabatul mai mult decât planificarea mijloacelor de a da învățătură adecvată familiei lor. Ele trebuie să fie făcute cu interes în lucrurile spirituale. Ele trebuie să le ofere vederi corecte despre caracterul lui Dumnezeu, despre ceea ce cere El de la noi, pentru ca să ne desăvârșească, pentru a ne desăvârși caracterele creștine și pentru a ajunge la viața veșnică pe care Dumnezeu ne-a pus-o la dispoziție. Cuvântul lui Dumnezeu spune, dragul meu, că părinții să facă ca sabatul să fie o desfătare.
Că dacă sabatul nu este o desfătare și este doar o odihnă fizică de la oprirea muncii, copiilor să-l aștepte cu nerăbdare, să aibă în inima lor un loc de bun venit pentru el. Când vremea este bună, Dumnezeu spune, părinții pot să scoată copiii din casă pentru a se plimba prin câmp sau prin pădure, să le vorbească despre copaci maestoși, despre arbuși, despre flori, să învețe că Dumnezeu este creatorul tuturor acestor lucruri care îi înconjoară. Și apoi, după ce le arată toate aceste lucruri, să le explice rațiunea existenței sabatului ca memorial al lucrării creatoare al lui Dumnezeu. După 6 zile de lucru, în a 7-a zi a săptămânii, Domnul s-a odihnit și de aceea Domnul a binecuvântat, Domnul a sfințit ziua de odihnă a lui și nu a noastră. În felul acesta, dragii mei, se pot împărtăși învățăturile cele mai prețioase. Toți cei care îl iubesc pe Dumnezeu trebuie să se străduiască, trebuie să facă din sabat o cântare, o zi sfântă, o zi de cinste la adresa lui Dumnezeu. Acest lucru nu se face căutând plăceri, nu se face căutând în distracții păcătoase și interzise de Dumnezeu, dar prin înălțarea lui în familie, sabatul poate să fie cea mai atrăgătoare zi a săptămânii, astfel ca revenirea lui săptămânală să fie întâmpinată de toți membrii familiei cu bucurie. Cea mai bună cale prin care părinții să înalțe, să onoreze sabatul, este aceea de a găsi mijloace prin care să le dea o învățătură potrivită copiilor lor, să le trezească interesul pentru lucrurile spirituale și să le ofere o perspectivă corectă asupra caracterului lui Dumnezeu și a țelințelor sale, pentru ca ei să poată să obțină viața veșnică. Părinții trebuie să facă din sabat o cântare ca fiii și fiicele lor să-l aștepte cu nerăbdare și să-l primească din toată inima lor. Și știți ce se va întâmpla? Dumnezeu va fi astfel onorat în toate aceste cămine, în toate aceste familii. Putem să facem mult mai mult, dragii mei, pentru a înălța sabatul lui Dumnezeu în familiile noastre. Noi trebuie să facem din el cea mai interesantă zi a săptămânii. Toți trebuie să consacrăm cât mai mult timp pentru a-i face pe copiii noștri să înțeleagă importanța acestei zile. O schimbare va avea o influență fericită asupra lor. Putem să ne plimbăm cu ei în aer liber. Putem să stăm cu ei în păduri. Să stăm în strălucirea luminată a soarelui. Atunci este momentul ca să le dăm minții lor, care este în continuă agitație, hrană care să conserve cu ei lucrarea lui Dumnezeu. Să avem conversații cu ei despre lucrările lui Dumnezeu, care să le inspire iubire, care să le inspire respect, care să le atragă atenția asupra acestor lucruri frumoase din natură pe care Dumnezeu l-a creat și ei să privească către Dumnezeu. Dumnezeu cheamă părinții în aceste timpuri să facă ca sabatul să fie o delectare, pentru ca astfel copiii voștri să poată privi spre el și să îi poată spune bun venit în inimile lor. Faceți ca sabatul să fie cea mai încântătoare, să fie cea mai binecuvântată zi a întregii săptămâni. Părinții nu trebuie să le permită copiilor ca în sabat să-și petreacă timpul afară, jucându-se sau distrându-se împreună cu alți copii. De câte ori n-am văzut lucrurile acestea? De câte ori copiii nu sunt lăsați? Dacă Dumnezeu spune că nu este bine să li se permită să se joace afară sau cu alți copii, le permitem în biserici, le permitem în casa lui Dumnezeu, le permitem foarte multe lucruri.
În ziua de sabat mulți sunt indiferenți și nu știu unde sau ce fac copiii lor, dar ei se pregătesc pentru ceruri, ei se pregătesc pentru sigilul lui Dumnezeu și Dumnezeu spune că voi vă pregătiți pentru onorarea duminicii, pentru primirea semnului fiarei și nu pentru sigilul lui Dumnezeu, fiindcă voi ați desacralizat sabatul lui Dumnezeu, ziua cea sfântă care îl onorează pe Dumnezeu. Părinții pot și trebuie să fie atenți la copiilor. Ei trebuie să le citească în sabat și să stea cu ei, nu să doarmă, nu pe telefoane, nu pe tablete, nu tolăniți. Sabatul nu este pentru a dormi tot timpul. Avem ore de odihnă, de vineri seara când începe sabatul până sâmbătă dimineața avem ore de somn. Părinții trebuie să se ocupe, să fie atenți cu copiilor, să le citească cele mai atractive părți ale istoriei biblice. Ei să-i educe, să-i ajute să respecte ziua de sabat și să o păzească în conformitate cu porunca. Dar ei le aruncă tablete, le aruncă telefoane, le pune desene și filme religioase și s-au spălat pe mâini de vina care o aduc asupra copiilor lor. Acest lucru nu se poate face dacă părinții nu înțeleg cât de important este sabatul ca să poată să trezească în copiii lor un interes enorm de mare. Dar dacă vor acționa în mod corespunzător, părinții vor transforma sabatul într-o cântare plină de viață și de bucurie. Ei le pot trezi copiilor interesul pentru a citi sau a vorbi despre mântuirea sufletelor lor. Dar pentru aceasta, dragul meu, copiii trebuie să fie educați, trebuie să fie instruiți, trebuie să fie pregătiți. Inima firească nu adoră să gândească către Dumnezeu, să gândească la cer sau la lucrurile cerești. Și Dumnezeu spune că inima firească, pentru ea este necesar o luptă continuă pentru a învinge influențele lumii, pentru a învinge înclinațiile spre rău, pentru a permite luminii lui Dumnezeu, luminii cerești, să pătrundă în inimile lor. Este nevoie de poruncă peste poruncă, este nevoie de învățătură peste învățătură, puțin aici, puțin acolo. Prea adesea, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu spune că copiilor li se permite să crească fără o educație religioasă, deoarece părinții lor consideră că sunt prea mici, că nu trebuie să le încredințeze în datorii creștine, că ei când vor crește, când se vor face mari, vor alege, ei vor hotărâ. Noi nu le putem face nimic, îi lăsăm la latitudinea lor ca ei să aleagă. Și se întâmplă de multe ori că în sabat ei pot să meargă la biserică, să stea acasă sau să hoinărească după cum le place. Și cuvântul lui Dumnezeu spune ca și el, părinții îi sfătuiesc, dar nu le poruncesc. Ei nu exercită controlul pe care îl cer, pe care îl cere Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că blestemul pentru această conducere a greșită a copiilor va cade asupra părinților. Părinții, mai presus de orice, trebuie să aibă grijă în sabat de copiilor. Nu trebuie să le îngăduiască să calce ziua sfântă, jucându-se în casă ori afară sau stând pe tablete și telefoane. Sau ai lăsa să calce sabatul, este ca și cum voi înși vă părinților ați călca sabatul, iar când le îngăduiți să hoinărească sau să joace, Dumnezeu vă consideră și pe voi călcători ai sabatului, desacralizând sabatul lui Dumnezeu. Copiii care sunt sub autoritatea voastră trebuie să fie făcuți să asculte. Să asculte cuvântul vostru care pentru ei trebuie să fie lege. Părinți, voi trebuie să fiți primii care să înțelegeți și care să vă faceți datoria înainte de a fi prea târziu. Voi trebuie să începeți cu seriozitate, să faceți ce trebuie,
Trebuie să răscumpărați vremea și să nu cruțați în aceste timpuri niciun efort pentru a vă mântui pe voi și pe copiii voștri. Absolut niciun efort. Pentru ca sabatul să fie o desfătare, este necesar ca părinții să le ofere copiilor lor tot timpul posibil. Multe familii în care tatăl, mama și copiii mai mari sau mai mici, spune cuvântul lui Dumnezeu că nu petrec timp unii cu alții și copiii sunt lăsați să se distreze cum pot pe cont propriu. Părinții se distrează separat cum pot pe cont propriu. După un timp, cu toții devin plictisiți. Copiii vor să se ducă afară, copiii vor să se joace, vor să facă glume. Și astfel pentru ei sabatul nu are nicio însemnătate sfântă. Dumnezeu zice, ocupați-vă de ei, citiți-le povești interesante din istoria biblică. Astfel sabatul va fi pentru ei cea mai plăcută zi a săptămânii. Părinților, să nu zăboviți în pat, să nu vă sculați târziu un sabat, că își va urma numai confuzie. Să nu se facă în grabă pregătirea pentru micul dejun și pentru școala de sabat. Ziua să nu devină obositoare, sabatul este profanat în cămin, nu mai sunt trezite simțăminte sfinte, iar școala de sabat va ajunge plictisitoare și pentru unii și pentru alții. Frații și surorile mele care păziți sabatul, Dumnezeu vă sfătuiește. Aduceți aminte. Înaintea voastră și înaintea copiilor voștri, de ziua șaptea, ca să o sfințiți. Trebuie să vă schimbați foarte mult. Multe dintre obiceiurile voastre, multe dintre practicile voastre din sabat, îi displac lui Dumnezeu. Dacă vreți să vă educați copiii să respecte sabatul după poruncă, trebuie să o faceți prin vorbă și prin exemplu. Voi trebuie să fiți primii care să-l sacralizați. Adevărul care va fi adânc întipărit în inimă nu se va șterge niciodată în totalitate. Ce va impresiona inima în primii ani de viață își va face simțită efectul mai târziu, peste ani de zile. Aceste impresii pot să fie îngropate, dar rare ori se vor șterge cu totul, spune Dumnezeu. Învățați-i pe copiii voștri că poruncile lui Dumnezeu trebuie să devină o regulă ale vieții lor. Dar dacă ele nu sunt o regulă ale vieții tale, copilul tău nu va înțelege niciodată ce înseamnă să devină o regulă a vieții lor. Se vor putea ivi situații care să-i despartă pe copii de părinți și de cămin. Dar lecțiile învățate în copilărie, lecțiile învățate în tinerețe vor fi pentru ei o binecuvântare pentru întreaga viața lor. Adesea se întâmplă ca părinții să nu fie atenți. N-au grijă să-i înconjoare pe copiii lor cu influențe drepte. Atunci când își aleg un cămin, ei se gândesc mai mult la interesele lor lumești decât la o atmosferă morală, la o atmosferă socială, și astfel copiii își formează prieteni care sunt nefavorabili înălțării evlaviei și formării unui caracter drept. Apoi părinții le îngăduie ca ei să se lege de lume. Apoi părinții îngăduie lumii să le ocupe timpul, să le ocupe puterea, să le ocupe gândirea. Și când vine sabatul, ei sunt atât de extenuați încât nu au ce să-i dea lui Dumnezeu în ziua lui cea sfântă nicio dulce evlavie care să le binecuvânteze căminul și să facă sabatul o plăcere pentru copiii lor. Și apare o apatie care se furișează pe sufletul lor. Copiii sunt contaminați prin legăturile rele și iubirea sufletului pe care o simțeau cândva moare și este uitată. Foarte mulți dintre părinți care mărturisesc a crede solemn la solie pentru acest timp, ei nu vor să se predea lui Dumnezeu ca să poată să-și educe copiii pentru Dumnezeu.
Ei nu se înfrânează, ci ei se supără pe oricine încearcă să-i oprească din drumul lor. Ei nu își leagă zilnic, printr-o credință vie, pe copiii lor de altarul lui Dumnezeu, fiindcă tinerilor li se îngăduie să calce porunca a patra, căutând satisfacerea plăcerilor în ziua cea sfântă a lui Dumnezeu. Copiii merg la biserici împreună cu părinții și pe părinți nu interesează. Am observat de multe ori că în biserică copiii, în ziua de sabat al lui Dumnezeu, se uită la filme cu minori de sexualitate. Copiii lor discută, fie mai mici, fie mai mari, aleargă, se destrăbălează și părinții sunt vinovați. Și părinții vor fi judecați de Dumnezeu și păcatele copiilor vor fi puse asupra părinților și pedepsele lui Dumnezeu vor veni peste părinți. Ei nu simt nicio mustrare de conștiință mergând pe străzi în ziua sabatului pentru propria distracție. Unii dintre ei am auzit că merg în sabat la cumpărături, merg la plimbări să se simtă bine, prin orașe, peste tot. Ei nu au nici cea mai mică realitate despre ce înseamnă sfințirea sabatului, sacralizarea sabatului. Mulți dintre ei merg acolo unde le place. Mulți dintre ei fac ceea ce le place și părinții se tem atât de mult că nu le sun pe plac, încât imită atitudinea lui Eli, spune Sfânta Scriptură, și nu îndrăznesc să le poruncească absolut nimic copiilor lor. Fiindcă acești tineri în cele din urmă pierd orice respect pentru sabat. Și n-au nicio plăcere pentru lucrurile sacre și veșnice. Dacă părinții încearcă să-i mustre cu blândețe, ei se apără, copiii aceștia. Ei încep să arate spre greșelile unora dintre membrii biserice, în loc să aducă la tăcere de prima dată orice încercare de felul acesta, părinții gândesc la fel ca și copiii lor. Dacă acesta sau acela ar fi desăvârșit în biserică, dacă ceilalți nu vor fi pietre de poticnire pentru ei, copiii lor ar fi cum trebuie. Și părinții scuză toate aceste lucruri prin păcatele pe care copiii încearcă să le ocolească într-un fel sau altul și să găsească scuze prin viața altora. În loc de a proceda astfel, ei ar trebui să învețe că păcatele altora nu constituie nicio scuză pentru ei. Noi trebuie, dragii mei, să fim cu băgare de seamă ca nu cumva practicile care predomină printre cei care țin duminica să fie urmate de cei care spun că țin sfânta zi de odihnă a lui Dumnezeu. Fiindcă linia de demarcație trebuie să fie făcută clară în aceste timpuri, să fie distinctă între cei care poartă semnul împărăției lui Dumnezeu și cei care poartă semnul împărăției răzvrătirii. Cuvântul lui Dumnezeu spune că trebuie să fie mai multă sfințenie. Ea trebuie să fie atașată de sabat decât este dată de mulți care se dau drept păzitorii sabatului. Domnul a fost și este foarte mult dezonorat de către poporul său, de către aceia care pretind că sunt păzitori ai sabatului. Dar ei nu țin și nu au ținut niciodată sabatul potrivit cu porunca, nici în literă și nici în spiritul ei. Dumnezeu cheamă la o reformă în ținerea sabatului. Dumnezeu cheamă pe poporul său să ajungă din nou la starea de sacralizare și de sfințire a sabatului său, dacă vor să primească sigiliul lui Dumnezeu. 99% din adventiștii de ziua șaptea sunt pregătiți pentru primirea semnului fiarei și nu pentru sigiliul lui Dumnezeu. Uitați-vă în biserici, uitați-vă la copiii cu familie, familie cu copii. Uitați-vă când mergeți într-o familie, ce discuții sunt, ce se mănâncă, cum se comportă. Uită-te când vine la biserică sau uită-te când se trezește. Uită-te dacă el este cu familia. Uită-te la toate aceste lucruri. Dacă în viața ta, dacă în familia ta se găsesc aceste lucruri. Dragul meu,
Astăzi nu-ți vine să crezi. Poate râzi că spun lucrurile acestea. Poate crezi că e o glumă și o bătaie de joc. Dar răspund cu toată sinceritatea, cu toată dragostea și iubirea, că nu vei primi sigiliul lui Dumnezeu. În curând vei primi semnul fiarei. Astăzi tu spui că nu e adevărat, nu se va întâmpla niciodată. Dar când tu îi slujești lui Satana, desacralizând sabatul lui Dumnezeu, Satana te va lua în stăpânire. Satana îți va oferi o cale potrivită pentru onorarea duminicii, pentru semnul fiarei care îl vei primi. Unii de frică că nu vor avea ce mânca, unii că au făcut studii și au învățat să nu-și piardă serviciile, alții pentru tot felul de metode și tot felul de încercări și strâmtorări pe care Dumnezeu le va îngădui și nu va face nimic pentru a le depărta din calea noastră și din viața noastră. Cum poți tu să chemi pe un om din afară să păzească poruncile sabatului Dumnezeu când tu ești plin de distracții, când sabatul a ajuns pentru tine o bucurie și o distracție și o plăcere, dar nu în Dumnezeu? Că sabatul pentru tine nu este sacru și nu este sfânt și tu îți permiți orice și oricum, tu și copiii tăi și familia ta. M-am uitat pe contoarul de vizualizări. Dintr-o dată au ieșit aproape 800 de persoane. Vorbește-le orice oamenilor. Spune-le că Dumnezeu îi mântuiește. Spune că Domnul a plătit pentru noi. Am auzit un păstor astăzi într-o biserică care vorbea: Dumnezeu a iertat păcatele tuturor la cruce. Oamenii vor să audă că sunt iertați în păcatele lor. Oamenii vor să audă că vor fi mântuiți. Oamenii nu vor să audă de reguli, nu vor să audă de principii, nu vor să audă de porunci. Pentru noi este iertare în păcate, mântuire prin credință fără fapte. Pentru noi nu există nimic. Aceea este adevărata credință pe care vrem să ne mântuiască Dumnezeu din ea. Nu! Dumnezeu ne mântuiește prin credință în sângele Domnului Iisus Hristos. O viață ordonată, o viață plină de reguli sfinte și principii sfinte care să sacralizeze sabatul lui Dumnezeu. Orice facem, orice trăim, în orice mod ne manifestăm, să fie spre slava lui Dumnezeu. Acestea sunt regulile lui Dumnezeu, acestea sunt rânduielile lui Dumnezeu. Dacă fac și fac ceva și nu îi aduce slavă lui Dumnezeu și nu intră în categoria de sfințire și sacralizare, știți ce scrie pe frontispiciul nostru? Știți ce scrie pe hainele noastre? Pierdut pentru veșnicie. Eu mă voi opri în seara aceasta, dragii mei, aici. Vă mulțumesc că ați avut răbdare cu mine. Și Domnul să ne ajute să facem ce este drept, cât încă se mai poate. Ne vom despărți și ne vom întâlni din nou, dacă Dumnezeu va avea, vineri seara la orele 20.